E o ședință mai scurtă, pe ideea că pe ordinea de zi avem doar două puncte, unul mai principal și al doilea punct la divers. Deci, în temeiul prevederilor articolului 39, alineatul 3 din legea 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, se convocă Consiliul Local Berzon, județul Bacău, în ședința ordinară pentru ziua de 28-11-2016, orele 13, la sediul Consiliului Local Berzon, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu al primarului și la punctul 2 diverse. Domnul Simon, președinte de ședință, vă rog să da. Vă mulțumesc, domnule primar, și mă angajez ca să conduc această ședință cât mai operativ, pentru că știți foarte bine că sunt o sumedenie de probleme cu care ne confruntăm în fiecare zi. Deci, ordinea de zi a fost anunțată, eu nu mai repet. Supus spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă împotrivă. Deci, ordinea de zi a fost aprobată. Dar înainte de asta, să vă supun la vot, ați avut în față fiecare procesul de vară la ședința anuală. Dacă sunt obiecțiuni, imaginea procesului de vară la ședința anuală. Pune la vot. Cine este pentru? Dacă nu sunt, unii modifică sau unii propune, unii abține, știu că aici au fost prinsă procesul de vară, toate propuneri prezentate în ședința anuală. Sunt probleme? Dacă nu sunt la vot, dacă sunteți de acord cu procesul verbal încheiat în 2021. Cine este pentru? Dacă se abține cineva împotrivă, vă mulțumesc. Deci, la primul punct al ordinii de zi, care l-a prezentat și domnul primar, este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu a primarului. Deci, e destul de stufos și mare și are vreo 9 capitole și 92 de puncte, cum am văzut eu aici. Sarcini pentru fiecare salariat în parte din aparatul propriu al primarului. Dumneavoastră ați avut în față materialele toate și v-ați luat la cunoștință cu toate problemele. Dacă acum, ca să ne apucăm să-l citim, are rost, pe două, poate și două ore, sau o oră mare. Dacă sunt probleme pe marginea acestui proiect de hotărâre, nu am amendamente, dar și are o întrebare. Dacă aveți un activat, cine este? Cine răspunde acest? Nu avem activat, e doamna Maria, care se ocupă de activ, a fost la cursuri, e desemnată prin discurile de nu este persoană. Avem răspunde. Da. Deci aici am găsit o cameră aici, în cadrul primăriei, și o să putem activa aici, să fie aici la noi, cât mai aproape și... Păi, care să faci copii la specializat. Da. Nu, e vorba de documentele care sunt actuale, un an, doi, trei. Trebuie să cineva să o ocupe, dar să o ocupă doamna Moier, știe. Da. Și fiecare compartiment în parte și activează, nu va activa pe locul ăsta. Dar m-am făcut control în 2002, pe când ai intrat în timp. Eram în primăria asta. Ei, au fost, în general, pus la punct. E bine când unul răspunde numai unul de arhivă, atunci știe, are registru. Cam atât. Dacă mai sunt probleme, dacă nu mai sunt, cum am zis, supunem la vot. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Dacă se abține, se va împotriva. Deci, trecem la următorul punct al ordinii de zi, la nimeni. Dacă sunt probleme la acest capitol, la acest punct, domnul Roșu Dinu.
Cum a adresat domnul primar. E drumul ăla care v-am mai spus eu acolo, la cimitir sus, care e foarte îngust și și noroi urât, măcar două, trei mașini din palast acolo. Mai e la volat, că vreau să-mi dea o listă cu semnături ca să prezint la domnul primar, că e Vila Dorelul ăla, pe care la cer, dar e urât tare, tare. Măcar două mașini din palast și întind și o să participă și ei, cu ce poate, cu lopeți. În sfârșit. Da. Cunoaștem situația. Problema este mai gravă că la Olaru e foarte îngust și nu încape mașina. Trebuie mobilizat consilierii din satul respectiv și în balasul până acolo, că așa am procedat și rândul trecut, da. Unde s-au spart deja geamul la Bulo, de la un crengat din ăla, de la un loc, că am solicitat să se cureți un pic măcar crengile care vin în drum de pomii care sunt în curțile lor și cărăm cu utilaje de astea cu tracțiune animală. Da. Să nu zic altfel. Acolo cu căruțul se duce pe la deal, de acolo când vine cu mizierii de la deal, de la deal, când avea face greu la cer cu cer. S-a mai pus balastul de pe care acolo s-a pus balastul, s-a mai pus balastul, s-a mai pus cum așa. Problema, știți, că ne confruntăm cu neînțelegerea din partea cetățenilor la munca asta fizică de a face rigole, de a face șanțuri, de fiecare dreptul poaților de a curăță. În schimb, acolo, la Olaru, chiar nu mai avem unde face șanță. Că oapa circulă pe drum, îl spală, îl duce. Da, de părt, 6 utilajele noastre, am început de la intrare în comună cu Berzunț, ulițele care nu sunt asfaltate și nu au reușit să fie asfaltate, din nou se lucrează și se pune piatra de fiecare dreptul. Din păcate, aceeași problemă, repet, și acum un an am cărat, am preluat, când am preluat aici, la fel s-a cărat și s-a cărat, cred că, sute de mașini, din păcate, apa spală, se duce la geamă. Iar acolo sus, da, unde m-am spus eu la cimitir, de la Roșu, inclusiv la Grigoraș, la aia, tot la fel, îngust, dar acolo a venit cu gardul, e cineva acolo, doamna Elisabeta. Și oamenii știi toți, bătrânii care ai, s-a mutat cu garda, a venit până în drum. Și nu e corect. Doamne, trece de un foc. Ați văzut că a fost foc acolo. Asta e cel mai dureros. Sunt o grămadă de casă. Acum am oameni mai în vârstă și... Da. Asta este. Acolo trebuie să vină și domnul primar. Cineva ca să vină doi cali cu garda din comun acord, ca să putem... Da, dacă se întâlnesc două căruțe, nu circulă mașini pe acolo, dacă se întâlnesc, nu au unde să... Au făcut darul, au ștramulat drumul și asta e cum e la noi. Pentru o palmă de pământ, vor și asfalt pe toate ulițele, dar nu și-ar trage gardul un pic, o jumătate de metru, ca să, măcar pentru rigole, ca să scot apa. Da. Dacă mai sunt probleme, domnul Trejan. La terminarea asfaltului la Cătălin sus, noi, știm cu toții că acolo nou asfalt turnat cu rigole cu tot, au plecat în vale și totodată au luat și stâlpul el în alt public, cu fir cu tot. Este gata de prăbușire, o întins, acum ține în ancoră, doar în ancoră se ține, sprijinit. Acolo trebuie debranșat de la Cătălin noi, debranșat, luat, dat drumul la fir jos, că altfel nu se poate lucra. Dat drumul la fir jos, scos stâlpul afară de acolo și schimbat locul. Acolo, în poziția în care este, nu se mai poate. Pune din cauza că fugit de asfalt, o fugit cu tot cu vuiturile la gata. Trebuie schimbat poziția. În cazul în care, cred că trebuie și înnădit, cablul nu se mai ajunge. Schimbat stâlpul pe partea fânării lui Ioja. Dincă. Ajungem acolo, la fața locului și o scos atâta. Da. E vorba de eliminatul public. Deci nu deci știm finanțarea proiectului cu drumurile locale, PNDR-ul a fost blocat din punct de vedere financiar, nu din noi, de guvern, care nu a fost în stare să sustragă banii de la Uniunea Europeană pentru a finanța finalizarea lucrărilor. Și acel drum este încă în execuție până la sfârșitul lui 2018. După care, cu o garanție de 2 ani din partea constructorului. Noi am solicitat, ei justifică lipsa financiară, le dăm dreptate pentru că nimeni nu poate lucra de pomană. Ceea ce depinde de noi, o să
luăm chiar săptămâna asta, domnul Piciu, să se deplaseze acolo și împreună cu dumneavoastră, domnule consilier, da. Mergeți acolo și vedeți despre ce vorbim. Da. La Piciu? La Poșa, ia la drumul județean Poșa, iar e jale acolo, s-a lăsat. Deci vine apă, toată apă care vine de la Braz, vine din toată marginea șanțului, acolo iasă la Fevone, domnul Vici știe cum vine, și traversează în fața lui. Deci oamenii buni. Și se lasă și stâmpul, deci l-a lăsat stâmpul. Pot să, adică vă răspund tot eu. Cei care au fost mai vechi aici știți, cei care suntem și sunteți noi, li băgăm la cap într-un cuvânt așa, la drumul județean nu se poate interveni decât cu adrese scrise și cu solicitări din partea Unității Administrative Teritoriale către Direcția de Drumuri. Noi, din punct de vedere a acestui fapt, avem adrese făcute la APIL Române, la Direcția de Drumuri Județene, la situații de urgență. Inclusiv s-a apelat la 112 pentru faptul că ne blochează, ne izolează față de drumul european în punctul Moreliu. Păi, e Moreliu, e Chira, e acolo la Dintile Pideal, e dincolo la Buda, el a ieșit din Buda, noi știm toate cazurile. Am făcut comisie, ne-am deplasat la fața locului, s-au constatat, au rămas constatări. Vedeți, câteodată e bine să vorbești, câteodată nu e bine să vorbești. Poate o să deranjeze pe alții când o să se audă. Noi am făcut aceste adrese și, din păcate, câteodată știți, vine să te întrebi, dar ce faci la primărie? Că nu mai ai ce face în cauza că nimeni nu intervine cu nimic și nici bani. Nu s-a întâmplat în istorie să fie o perioadă atât de lungă în care să nu ai niciun ban de la buget. Sunt primării care nu și-au luat salariul, sunt primării care nu au putut face, nu și-au achitat contribuția către firmele de furnizate de servicii, Rom Telecom, E.ON și alte chestii, Adis, Adib. Vreau să vă spun că avem și noi o înștiințare de la Rom Prest că nu putem acoperi cheltuielile pe gunoi. Sunt o grămadă de probleme. În schimb, toate astea, știți cum e. Noi suntem aia mici care cerem, plângem, iar mama nu ne dă. Mama fiind guvern. Pentru că înainte, dacă se făcea distribuția financiară către Consiliul Județean și ne părțau ei, se spunea că se fac pe criterii politice, pe culoare, pe opțiuni și așa. Dar acum a venit direct de la guvern, cifră stabilită în funcție de locuitor și suprafață și trebuie să facem administrație. Stăm deocamdată și așteptăm să primim finanțare. Iar referitor la drumuri, repet, e prins în proiect și tot ne amână și tot din vechi timpuri, dacă îl întrebăm pe domnul Bălan, care înainte o condus aici, poate să spună că și el se întâmplă cu aceeași chestie. Adică, drumul județean niciodată nu a fost făcut în întregimii la standardele normale. Au peticit, au fugit terenul, au pus niște bolovani, au lăsat așa asfaltul rupt. Dacă noi intervenim, amenda este direct asupra primarului. Nu este pe firmul primăriei sau pe altul. La drumul județean. Am făcut solicitări așa, și la direcția. E păcat că acolo și-a, deci, unei locuri, la Ielciogana, acolo și-a, e de jumătate de metru, deci, se dea pe să rupi din partea carosabilă. Și acolo s-a muncit cu asfalt și acum o rămas treaba. Inclusiv cei de la... Care indicatoare și indicatoare pe marginea drumului. Deci, cei de la situații de urgență, cei de la situații de urgență au fost cu noi, cu cei de la direcția de drumuri, au constatat, au încheiat procese verbale, le-au lăsat și așteptăm. În legătură cu cei de la Ion, aici, în zonă, de la Berzina Mirei, de la Deal, este un stâlp care nu mai se ține decât în patru fire de fier beton. Deci e rupt. De la Deal este unul care se vede, a plecat. Aici ce am putea face, domnul? Deci este pericol să se rupă, să cadă pe casă. Deci nu are beton, atâta, să mai ținit fier. Nu știu să și altul trece prin apropiere și totul o să facă. Deci dacă eu vă dau răspunsuri pe care vreau să sunt chiar convins că le știți. Da, dar nu putea face. Eu din acel sistem și știu, la fel, eu o externalizat tot ce înseamnă servicii de reparații, întreținere, furnizare, încasări, tot. Au rămas doar cu partea de transport. Doamna secretară care este de față,
pot să vă spun câte adrese am făcut la Ion pentru defrișat, pentru întinderea conductorilor, îndreptarea stâlpelor, schimbarelor, pentru că fiind o unitate de asta privată, cu capital majoritar privat, față de Ion, nu au făcut nicio investiție decât în ceea ce privește cântarul de energie electrică, adică și-au pus grupuri de măsuri performante, fără să schimbe secțiunea la conductor să îmbunătățească energia la abonat acasă, fără de a îndrepta stâlpii și a schimba izolații, fără a schimba acel conductor care e de 80 ceva de ani de când s-a electrificat pe aici comuna, am rămas așa. Casele s-au înmulțit, iar noi în privința asta, la fel. Deci este de strigat la cer când vedem că facem o mie și una de adrese, nu ne se răspunde decât din punct de vedere convenabil lor, așa, și noi intervenim cu nimic. În schimb, noi dacă am greșit ceva, au și sărit călare pe noi, ne amendează, ei sunt stat în stat. Deci nu vor. Inclusiv când s-a făcut recau în Belzunț, am solicitat a doua zi, am solicitat către Eon Distribuție înlocuirea conductorilor. Să-ți facă un recal general, nu numai să schimbi branșamentul și contorul, ceea ce interesa pe administratorul. Nu, sau trăim. Din păcate că chiar nu am nimic de pierdut, am văzut că la trăim într-o țară a tuturor posibilităților și noi românii suntem învățați să suferim și pe spatele cărora s-au făcut cele mai multe experiențe. De greu, nu de bine. Pentru că dacă ne-ar duce și ne-ar da, ne-am întrebat, bă, ce, cum se mănâncă și cum se face. Dar uite, din păcate, suferim. Da, din punct de vedere al unității administrative teritoriale, doamna secretară cred că are peste 5 adrese făcute la Apele Române, la Direcția de Drumuri, la Eon, la Situație de Urgență, la Rom Telecom, peste tot. Și să vă spun că există stâlp, și cred că știți și ați văzut, la Buducaru, în spatele postului de transformare, unde e tensiune de 20 de kV și se ajunge cu mâna la fir. Sunt culcați, norocul nostru că unul s-a culcat stânga și unul dreapta. De se susțin, că altminte dacă sugeau unul doi spre o singură direcție, erau pe pământ. Și acei o să duc copii, se duc oameni, am făcut adrese, am făcut poze, le-am trimis, nu știu ce. Vom interveni. Nu se face niciodată. Plus că domnul doctor Secară, care este de față, știe că a făcut adrese pentru îmbunătățirea factorului de putere în instalație. Pentru că sunt utilaje, ăsta, aparatură casnică, chiar și utilaje care oamenii avem care au circulare, strunguri, moară și alte lucruri, nu au tensiune corespunzătoare. Și am făcut adrese către ei, au venit, au măsurat ce au convenit. Adică au măsurat pe bară la transformator și au zis că transformatorul își scoate 220 de volți, dar nu s-a dus la capătul de rețea și într-o oră de vârf, când toată lumea consumă, se vadă că acolo la fiecare om ajunge la capăt de rețea 170. Am făcut adrese și în acest sens, inclusiv am cerut cum se spune eu, amplasarea unui alt transformator în locuri unde rețeaua depășește 3 km pe plecare, m-a spus, îmi dau seama ce, de acolo m-am desprins de sistem și am venit aici, așa, Dragomiru, Moreniu, Bâșca, le-am făcut adresă să monteze un alt post de transformare sau să schimbe transformatorul de putere mai mare. Ni s-a răspuns cam în felul următor, că solicitantul, adică noi, avem obligația de a îmbunătăți factorul de rețea și de a face un proiect, un studiu de fezabilitate, proiect, să-l susținem în comisia de avizare la Ion și în funcție de cerințele care sunt și posibilitățile care îi face, o facem pe cheltuiala noastră, o predăm Eonului instalația pentru administrare și încăsesc bani. Voi muncim și eu bani. Un post de transformare, și eu vă spun sincer, un post de transformare și aproape fix, vă dau date, depășește 3 miliarde cu racordul de la rețeaua de medie, postul de transformare și injecția rețeaua care o are deja sau prelungirea rețelei de 0,4. Oameni buni, știți destul de bine și cu sub privirea dumneavoastră, cum se spune eu,
se aprobă bugetul și îl împărțim. Și știți că banii, eu am auzit, mi-a ajuns la urechii, că fiecare primărie va primi 3 miliarde bani vechi, deci 300 de mii, să se administreze. Cu 300 de mii noi nu acoperim nici măcar salarii, cheltuieli consumabile, pentru curent, telefon, apă, rechiziții, ce ne mai trebuie și Xerox, alte și alte și alte. Se referă la tot anul. Nu, și se referă la tot anul. Credeam că cum am pentru că am făcut, pe situații de urgență, am făcut o adresă, în urma acelei comisii care a venit, că eu totdeauna știți că v-am înștiințat și v-am spus totul exact despre fiecare. Au venit și urma că primim niște bani de la situații de urgență pentru repararea acestor drumuri, pentru nu ne-a dat absolut nimic. Nu ne-a dat absolut nimic. Livezul, de exemplu, li s-a luat, vorbesc cu ceilalți colegi și întreb, cum ai făcut, ce ai făcut? Deci le-a blocat drumurile, le s-a luat vreo un kilometru de gabioane făcute recent și le-a dat vreo 700 de mii, parcă, sau un miliard și și o pagubă de 3 miliarde și ceva mii. Asta e situația. Dacă voi se preocupă. Deci așa nu era acolo cu o problemă. O venit Teodora asta, domnuream. Pasar și împreună acolo sunt copii la școală și iarge sau nu. Cum îmi pune măsoare? Trebuie să vă spun, ca spun, să ia care e lucrurile. Asta e lucrurile și eu nu le-am zis. Da, asta e un problemă care și la Ștefan. Și la Ștefan. Da. Și la bără și la două becuri de schimbat. Eu nu ți-am zis nimic. Da. Nu, vă să te ajut eu. La... Ștefan, bă, deci acolo la intrare pe ulițe. Știți, când ați completat, așa, cu rigola, nu-i acoperit? Unde? Tot acolo, la... La... La Creangă. La Creangă. Trebuie luat de undeva, unde nu e așa riscant, și pus măcar acolo în intersecție, da. Măcar 10 metri de acoperire rigola. Da, da. Biscuit, iar care se da. Poate aveți undeva, măcar... Nu, măcar în intersecție acolo, unde ți ia curba. Nu mai prea putem să-i băgăm în fisică. Da, din locuit aia nu e chiar așa. Eu știu acolo 10 metri de zi, într-o copilă. Poate ai stoc, vorbim cu un dacă un stoc, măcar că, într-adevăr, așa e. Drept în intersecție, și în șanțul la rigola aia liberă și până intră unul cu mașină. Da, e și un bus acolo. Și primare, noi am zis ca problema punctul de legătură de satul de sus și cu Buda. Deci mă refer la drumul ăla sau alei, nu putem numi. Deci Dumnezeu să-i facem pentru a putea circula pe... E să țineți, să aveți în vedere. Ce nu? Circulă copiii, la oameni, decât la biserică. Da, e o problemă. Am analizat-o și am gândit-o să o pavăm cu piatră pentru a se forma infrastructura și în primăvară, dacă... De ce bani sunt? Doamne, Doamne, vrea și va fi un bine să putem să o betonăm. Pentru că alminte niciodată nu se poate stabiliza acolo. Dar săptămâna asta, săptămâna... Să vedem cum ajunge, v-am spus, s-a început a balăsa fiecare uliță care nu este asfaltată de la intrare în comună și mergem până în partea de la Buda sus, până în partea de Botucaru, partea altă, să punem piatră pe ulițele astea unde... Nu, mai să punem ceva așa, să vedem că lumea se ceva până se finalizează, măcar nu se poate ceva. Asta și în funcție de climă, de timp, dacă ne permite, dacă vede că iarna bate la ușă... Să acoperi cu zăpadă, e mai bine că se cercă. Da, să dacă mai sunt probleme la acest punct, la diverse, dacă nu mai sunt, declar închisă. Ședința noastră a fost scurtă și zic eficientă.